Bărbatul în vârstă de 33 de ani își terorizează familia de Ambuni. Acesta a incendiat casa părinților săi, i-a bătut și atacat cu orice obiecte ascuțite găsite la îndemână. De curând a spart și ușa primăriei și a distrus bancomatul din fața clădirii. Părinții săi au preferat să plece de multe ori de acasă, refugiindu-se la rude, însă bărbatul venea de fiecare dată după ei și scandalul pornea din nou. Ultimul conflict a avut loc în Joia Mare, după ce bărbatul și-a atacat din nou părinții, care de această dată se refugiaseră în casa surorii sale. Bărbatul a consumat alcool, apoi s-a înarmat cu un topor și a plecat către casa surorii sale. Acesta și-a lovit tatăl cu toporul, dar și un vecin care a încercat să-l potolească. Gestul de omenie al vecinului l-ar putea costa viața, deoarece bărbatul a fost lovit de mai multe ori de agresor cu toporul și a pierdut mult sânge. A lovit? Da. La, pe vecinul? La spate, aici. Și a curs o grămadă de sânge închegat. Dacă a jos acolo. A vrut să-mi dea cu securea în camie. Că e pe ei a luat ce căutați aici. Și nu am ieșit afară și a vrut să-mi dai și mie, că îi însiem toporul. Cum a ieșit cu vecinul? Nu știu. Cu vecinul. Și ne-am îmbrâncit acolo și a sărit vecinul cu o țeavă și i-a dat vecinul în cap. Stătea la poartă, a văzut toată scena asta și le-a sărit în ajutor, cumva. A zis că să... fetele astea de aici s-au speriat, au intrat în casă, l-a văzut pe la cu toporul în mână. Asta a reacționat rapid, i-a dat cu toporul în cap și asta a fost toată grav, grav. Grav? Două tăieturi, una de ochi, de topor, una cu tăiș. Agresorul a fost ridicat de polițiști și transportat de urgență la spitalul de psihiatrie, Poroschia. Potrivit declarațiilor membrilor familiei, acesta a fost internat de mai multe ori la spitalul de boli psihice, însă de fiecare dată când a fost eliberat, scandalul a reînceput. Martorii spun că bărbatul își pierde mințile de fiecare dată când consumă alcool. Vecinul în vârstă de 76 de ani, care a fost lovit cu bestialitate de agresor, se află în stare gravă la spitalul Floreasca din capitală. În funcție de evoluția acestuia, anchetatorii vor încadra fapta comisă, iar bărbatul riscă ani grei de închisoare.